Bine, m-am găsit, dragi prieteni, în săptămâna cu cerniciei și sigur că trebuie să fim și noi mai pioși, de asta mă și vedeți cu o carte de poezie în mână, furată, adevărat, o spun clar, nu mi-a fost destinată, este pentru prima oară când venim la televizor cu o carte pe care am șterpelit-o. Iată, este o carte de poezie a celui mai mare poet contemporan la nivel mondial, sud-coreanul Ko Un, cartea se numește Timp cu poeți morți. Și este într-adevăr, ni se spune, tot ce poate fi mai sublim în materie de poezie. Citeam și eu biografia acestui monstru sacru, o legendă vie în Coreea de Sud, despre care Allen Ginsberg spunea, Ko Un este un poet magnific, o combinație între expertul budist, înflăcăratul liberal politic și istoricul științelor naturii. El a publicat o sumedenie de volume, practic unul după altul, ceea ce poate că este cunoscut, mai ales că a ajuns să fie tradus peste tot în lume, deține cele mai multe premii dintre toți poeții actuali de pe planetă. A fost nominalizat, sigur, și la Premiul Nobel pentru Literatură, pe care deocamdată nu l-a înșfăcat. A luat însă premii pentru întreaga carieră, premii distincte, care mai de care mai pompoase. Poate se știa mai puțin despre el că a avut 4 tentative de sinucidere în anii 50. Dar nu i-a ieșit niciodată. După care s-a călugărit, dar și-a dat seama că și religia e o porcărie. Și aici vorbim totuși de o religie serioasă, pentru că el aderase la budism. Și-a dat seama de ticăloșia acelor situații și acelor manifeste. În 1962 a publicat Incendiarul Manifest Demisionar. Și a plecat de la mănăstire, renunțând practic la acea carieră de călugăr. După care s-a stabilit în insula Jeju, aparținând Coreei de Sud. În fine, a făcut de toate. E greu să citesc, e prea densă biografia lui ca să ne încapă într-o emisiune. La 50 de ani s-a căsătorit în 1983 cu Li Shang-hua, o profesoară de literatură engleză. S-a stabilit în periferia capitalei sud-coreene, Seul, un oraș cu 37 de milioane de locuitori. După căsătorie a urmat o perioadă de productivitate literară unică în istoria literaturii coreene, numită de un critic o explozie de poezie. În fine, a fost ales președinte al Asociației Scriitorilor pentru Literatura Națională, numit profesor la Universitatea Națională din Seul, la toate universitățile sud-coreene, și sunt destule. I-au fost acordate 3 titluri de doctor honoris causa și a fost invitat ca poet și profesor de mai multe universități. A ajuns, bineînțeles, și la Harvard, la Berkeley, în California, după aia la Veneția, la Milano și așa mai departe. Asta e ce să mai spune despre el. Criticii literari îl numesc adesea Ko-unii în loc de Ko-un, datorită prolificității sale, asemănătoare unui vulcan activ. Ko-un a abordat forme poetice de o extraordinară diversitate, de la epigrame de câteva rânduri, la lungi poeme discursive, epice și pastorale. Din 2013, la invitația orașului, trăiește la Suwon, care este al doilea oraș ca mărime din Coreea de Sud. În fine, ajungem la final pe aici. Peste 60 de volume de traducere ale operelor sale au fost publicate în mai bine de 25 de limbi străine, asiatice și occidentale. A fost invitat la peste 80 de festivaluri internaționale de poezie și literatură din întreaga lume. A primit peste 30 de premii literare naționale și internaționale, între care premii Norvegia, Canada, Macedonia și așa mai departe. Haideți, evident, în aceste condiții v-am făcut curioși să vedem cum sună poezia acestui Dumnezeu al versurilor, Poeme lăsate în urmă, se numește 2002. Iată, deschidem aici, să vedem dacă nu cumva traducerea face limba coreană prea săracă atunci când ea este convertită în limba română. Să vedem dacă această poezie ne pare interesantă sau pur și simplu este o imbecilitate să o citește în română, din păcate. Nu vom putea fi niciodată atât de subtili încât să-l citim pe Ko-un direct în limba sa maternă. O confesiune recentă, iată, deschidem aici la un poem. Unde sunt albele vortexuri ale plânsului cu suspine pe care l-am vărsat singur în miez de noapte? Atât de multă întristare s-a scurs pe șira spinării
toate exclamațiile sunt futile. A dispărut chiar și agonia ce se agăța cu disperare în fiecare zi de tălpile pantofilor mei. Mătura de rafale de vânt, portul afundat în iarnă e împovărat de mărfurile încărcate și descărcate, dar eu nu am nimic. În inima mea e vid. Pe aleile înguste și sufocante în cartierul sărac din vârful dealului Nangok, numele unei vechi zone sărace din sectorul Guanac de lângă Seul, aflată începând cu anii 2000 într-un amplu proces de reconstrucție, copiii flămânzi supraviețuiesc privind în gol. La ora de știri pe ecranul televizorului apar niște copii afgani ce trăiesc respirând praful de pe colinele golașe fără niciun smog de iarbă, dar mie nu-mi e foame. S-au dus și timpurile naive ale cruntelor mele beții, când lingușeam niște idioți ca să-mi ia băutură, pentru ca la sfârșit să-i înjur copios. În ultimii 30 de ani, doar dunele de mâl ale supraviețuirii noastre zvârcolindu-se sub dictatură, trebuie să ne fi dat speranța și dragostea pentru viață. Stau cu spatele întors la mare și nu mi-a mai rămas niciun pasaj de care să mă agăț din coardele zdrobitoare de coaste ale lui Serghei Rahmaninov. Trec pe lângă mormintele vremurilor apuse, ce glorie mai poate exista în proletara pustietate din sufletul meu? Sunt doar un totem stând drept în vânt. Bun, finalul interesant, totuși, asta parcă ne mai aduce aminte de poezia noastră proletară. În proletara pustietate din sufletul lui, sunt doar un totem stând drept în vânt. Urmează cânte cu păduri, ăsta o să-i citesc lui Dan Bâra, și el e mare amator de lectură. E, asta o să o confisc, sigur că nu o să plângă nimeni după ea. Deci să știți că am găsit-o aici, pe o masă, probabil era o domnișoară care lucra mai peste zi, așa, și a uitat lectura obligatorie la serviciu. Poezia lui Coun, și cu asta trecem la săptămâna cucerniciei, eu spun că totuși facem o intrare destul de interesantă, poezia lui Coun are aerul vechi al unei gropi pe un drum de țară după ploaie și în același timp actualitatea vie a unui microchip de ultimă generație, spunea despre el Michael McClure. Da, Coun așadar, dacă vreți să-l vedeți, dintr-un scriitor nu rămâne niciodată mai mult decât atât. O simplă imagine pe spatele unei cărți. El nu participă la dezbateri la televizor, nu dă interviuri, nu poate fi văzut în cafenele, la circ sau la bâlci. În general are o viață monahală dintr-asta. În spatele lui se văd bibliotecile, da, le puteți observa aici, cărțile pe care le-a citit sau pe care le-a scris. E bine dacă am putut să cunoaștem, iată, un cetățean care face cinste lumii literelor, chiar și în limba coreană. Că la noi de multe ori s-a spus asta. Dom'le, ai noștri n-au luat premiul Nobel pentru că scriau într-o limbă defazată. Da, și Ionescu și Cioran au fost de părerea asta, ei fiind niște scriitori într-adevăr de nivel mondial pentru orice perioadă a planetei, s-au refugiat finalmente pentru a primi laurii carierelor lor în limba franceză. Da, ne pretinzând la un moment dat că limba română ar fi insuficientă pentru asta. La fel s-a spus și despre marii noștri poeți, Eminescu sau Blaga, de exemplu, că ar fi avut acest dezavantaj al unei limbi totalmente inexistente pe planetă, nesemnificative, cum este limba română, care nu produce absolut nimic. Mișcarea asta globală a literelor este zero, dacă nu chiar zero barat, nu interesează pe nimeni această limbă. E bine, iată că nici limba coreană, sigur, o fi superioară limbii române, dar nu cred că este o limbă pe care o să o poți asimila cu poezia. O poți asimila practic cu nimic. Limba coreană, cum e să citești un poem în coreană? Dar iată că se poate. Iată că există traduceri. Noi nu înțelegem poezia, bineînțeles, noi nu l-am înțeles nici pe Arthur Rimbaud. Țin minte câte discuții se făceau la facultate pe tema asta. A fost Rimbaud un geniu sau un impostor? Da? Până la urmă a fost un geniu, pentru că după ce a terminat-o cu poezia, pe la 29 de ani, a devenit un om de afaceri de nivel mondial. Da? Producând arme, făcând loc de colecție de diamante în Abisinia și așa mai departe.
practic învățându-i pe aia să se bată și să fure. Deci fusese într-adevăr un geniu, dar poezia îl lăsa în suspans totuși, pentru că deja el era victima epocii moderne. Da, epoca de astăzi, care nu mai înțelege poezia. Astăzi ați văzut ziarele Quality cum arată față de un poem. Da? Sau emisiunile de știri de la televizor, cum arată ele. Sau emisiunile de divertisment. Ce legătură e într-o emisiune de divertisment și un poem? Absolut niciuna. Și atunci, sigur că oamenii ăștia pălesc, trebuie să-l salvăm pe Co-un de ziarele de mâine, să-l refugiem în partea asta a emisiunii. Și mai încolo, sigur, va fi timp și pentru presa colorată de 13 aprilie. Bun, spuneam că suntem în săptămâna cuciernicii. Este o emisiune pentru cei cucernici, evident. Și iată, ca să fim mai pioși decât suntem de obicei, să-l ascultăm pe Mitropolitul Clujului, UPS Andrei Andreicuț, care susține că omul contemporan a devenit robul imaginii, iar prin imagine intră dracul în suflet. Da, este practic ceea ce continuăm de la Co-un, că și acolo se vorbea despre imagine, dacă ați fost atenți. Haideți să vedem ce ne spune Mitropolitul Clujului, că e foarte important, se referă chiar la noi la un moment dat. Omul vremurilor noastre a devenit dependent de imagine. Turcu sunt. Obsesia imaginii l-a subjugat totalmente. Petrece ore întregi în fața televizorului. Nu poate lăsa o zi să nu urmărească știrile, diferite filme sau programe de divertisment. În același timp, calculatorul, cu întrebuințările lui folositoare sau mai puțin folositoare, i-a devenit tovarăș de toată ziua. Navigarea pe internet îl captivează în așa măsură că nu mai are timp nici de comunicare cu cei din casă, nici de lectură, nici de sport, nici de plimbări în aer liber. Și a trebuit să-l oprim noi. Altfel ar mai fi continuat și cine știe până unde ne ducea cu comparațiile astea sau cu lipsurile. Omul contemporan a devenit un pătimaș, rob al imaginii, care poate fi bună sau rea. Dacă imaginea este bună, lucrurile sunt în ordine. Dar dacă imaginea este rea, păcătoasă sau indecentă, atunci este o problemă. Pentru că prin imagine intră dracul în suflet. Asta spune Mitropolitul Clujului. Imaginea bună, în sensul adevărat și absolut al cuvântului, este icoana. Acum cu toții avem o iconiță în suflet, fie că e vorba de un sfânt sau de o femeie. Icoana este o fereastră înspre raiul învierii, care dă sufletului posibilitatea de a intra în legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Imaginea păcătoasă, ca fereastră spre iadul morții veșnice, ne pângărește și ne distruge spiritual. Conchide excepțional Andreicuț. Nu e săptămâna lor, până la urmă nu o să mai combatem chiar în fiecare zi, deși mai am aici un text, la fel de interesant, al arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, înalt preasfinția sa Pimen, fost Petru pe vremea securității, care a transmis credincioșilor un mesaj înainte de sărbătorile de Paște, bineînțeles că o să-i dăm cuvântul, prin care spune că toate sunt cu josul în sus, după vechea vorbă, legendara vorbă a Sfântului Ioan Gură de Aur. Cu josul în sus. Acesta blamează educația tineretului în școală, căsătoriile între persoanele de același sex și arată că în România, cităm, nedreptatea și hoția sunt la ele acasă. Bun, haideți să vedem ce spune nenea ăsta. Greu a fost de trăit creștinește în timpul regimului comunist. Greu, greu de tot. Dar astăzi se pare că este și mai greu. Toate s-au răsturnat, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cu josul în sus. Educația tineretului în școală, statutul familiei, legiuit de Dumnezeu, care înseamnă căsătoria dintre un bărbat și o femeie și nu ca în Sodoma, care a fost pedepsită cu ploaie de pucioasă și foc din cer de la Dumnezeu, nedreptatea și hoția sunt la ele acasă și multe, multe fapte străine și chiar potrivnice legilor lui Dumnezeu, dăunătoare atât trupului cât și sufletului omului și nu în ultimul rând naturii creației lui Dumnezeu prin poluarea atmosferei și modificările genetice care șubrezesc sănătatea și scurtează viața tuturor, a oamenilor, a animalelor, a plantelor. Iată că este pentru prima dată când aflăm din gura unui înalt prelat că plantele trăiesc și ele rău în România. Nici măcar pentru plante, România nu este o țară potrivită.
În alt preasfinția sa, Pimen este arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților de la înființarea eparhiei, adică în 1990, când altfel. Încă din 2007, CNSAS a stabilit că a fost turnător la securitate, adică la SECU, având numele conspirativ Sidorovici, atunci când nu i se spunea Petru. Pimen a dat note informative atât în perioada cât a locuit la mănăstirea Putna, cât și în timpul vizitelor în Statele Unite, Germania și statul Israel. În alt preasfinția sa, Pimen este președintele unei fundații care a revendicat 192.000 de hectare de pădure. Din fericire, solicitare refuzată de judecători. E bine, de asta v-am pus față în față cu cele două texte, Mitropolitul Clujului și Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, din două provincii istorice ale României, ca să vedem totuși că există câteva diferențe și că, până la urmă, cuvântul este același, numai că poluarea îl atacă, îl îngălbenește și într-o pagină și într-alta. Da? Oare e de crezut un astfel de om? Atâta timp cât el a turnat la securitate, printre altele, și și-a făcut o carieră, sigur, cu asta, a ratat 192.000 de hectare de pădure, le-a ratat la mustață, dar le-a ratat. Totuși, genul ăsta de om are dreptate când spune că se trăia creștinește în statul ateu comunist un pic mai greu decât să trăiește astăzi, dacă nu cumva între timp, astăzi se trăiește mai rău sau mai greu decât atunci. Băi, cred și eu că dacă erai securist, o duceai bine. La vremea respectivă, în general, la oamenii ăștia ne duceam noi să ne rugăm. Sigur, în clandestinătate, și el ne turna. Dar nu aveai voie să te duci la biserică sau, mă rog, nu era chiar interzis prin lege, dar în orice caz nu erai bine văzut. Și atunci, popa era un securist. Așa cum era securist ăla cu pălăria de gabor de la capătul străzii sau ăla care stătea la coadă la ziare. Că peste tot era un securist. Dar era la fel de rău să cumperi sportul fără scânteia, cum era să te duci în biserică să te rogi. Și atunci, sigur că securistul te turna și spunea, ăla vine în fiecare zi nenorocitul la biserică. Absolut în fiecare zi vine să se roage. Ăla n-a ratat sportul în ultimele 30 de zile. De 30 de zile consecutiv l-am văzut la coadă, n-a luat niciodată scânteia, care era organul partidului. Bineînțeles, oficiosul Partidului Comunist Român. Ok, acum, sigur, suntem în săptămâna cuceniciilor, dar e bine așa să mai tragem și concluzii, uitându-ne la oamenii ăștia, care, până la urmă, ne-au fost baci, da? Ne-au fost profesori, ne-au fost părinți. Da? Ei ne-au călăuzit în lumea asta obscură, prin care ne tot scurgem noi în epocile astea, că noi nu facem referire la epoca medievală acum și la destinul religiei în statele românești. Nu, eu vorbesc de epocile pe care noi le-am traversat, și anume anii comunismului și respectiv anii de capitalism de cumetrie. Că aici suntem totuși inspirați. Pe astea le-am trăit, da? Le-am defrișat, sunt alături de noi. De aici ne tragem cancerul fiecărei zile, din aceste epoci, da? E bine, religia, poate să vină cineva să spună că ne-a fost utilă în această perioadă? Eu zic că nu. În anii comunismului n-a avut niciun rol, finalmente, pentru că a trăit în beciuri, într-adevăr, a fost într-o dizidență dintre asta permanentă, dar, din păcate, iată, aflăm tot mai des că era jucată teatral și prost de niște actori plătiți de la securitate. Deci nu era o religie pură, da, care, într-adevăr, îi ținea piept regimului comunism și vrea să ne arate o altă lume. Noi ne-am dat seama de atunci că e o minciună, unii dintre noi, și asta am probat-o după 90, când securiștii sau popii iarăși au fost împreună și când România nu mai poate să fie numită un stat ateu. Da? A devenit până la urmă un stat de vântură lume, da? De terchea berchea. Și ce au făcut ăștia cu religia? Marea religiozitate a poporului român, creștinii de români. Ne-am furat cașul unui altora de la gură, la început, când încă nu ne căzuse, și după aia ne-am furat toate celelalte. Astăzi, în general, popii nu mai sunt securiști, dar sunt hoți, bandiți sau impostori. Da? Ei sunt cei care duc mai departe ideea asta desuetă de religie, ticăloșia asta, impostura asta.
Da? O minciună, până la urmă, niciodată probată de nimeni. Că asta este realitatea, dar încă o dată, dacă măcar ne-ar fi făcut bine, ca neam, absolut deloc. Deci suntem la fel de trântori cum aveam și apetențele în 1989, când se spunea, da, dar n-avem posibilitatea. Noi suntem un popor harnic, un popor gospodar, un popor imaginativ, îndrăzneț. O să ne debarasăm, dacă o să vrea Dumnezeu, de jafurile astea, de jegurile astea, de nenorociții ăștia, adică de comuniști. Și să vezi după aia cum o să renască poporul român. Împotrivă, n-a renăscut absolut deloc. Trăiește într-o minciună permanentă. Astăzi nu mai poți desprinde adevărul de minciună. Pe vremea aia mai puteai, cât de cât, să mai putea. Exista totuși un culoar de oxigen și pentru adevăr. Astăzi nu mai există. Astăzi impostorii sunt alături de noi. Da? Ne confundăm cu ei. Trecem prin aceleași oglinzi, prin aceleași străzi, pe aceleași trotuare. Totul este un amalgam, da? O ciorbă dintre asta comună, o groapă comună, practic, pentru toată România. Nu ne-a salvat cu nimic ideea asta de Dumnezeu, la care românul ținea cel mai mult pentru că era cel mai ieftin. Da? Aici nu trebuia să facă nimic. Știa că niciodată nu va avea de dat socoteală, cel puțin pe lumea asta. Sau, mă rog, în cazuri excepționale, cum a fost ăla cu Caisa, te mai temi. Dar în rest, el știa că poate să mintă, poate să fure, da, sub umbrela asta pe care nu o cunoștea. Asta e o idee pe care am moștenit-o, un tabu insuportabil, asta cu religia, pe care o tot preluăm din generații în generații, fără ca nimeni să nu ne poată demonstra ceva. Da? Asta și pentru că sunt oameni prost pregătiți. Nu-i credeți pe ăștia care vorbesc în biserici cu vocea stinsă, că ei le știu pe toate, că ei au citit, pe dracu. Da? Și sub sutana aia sunt niște impostori. Cum e și nenea ăsta care vine și ne spune că imaginea-i dracu. Da? El dă vina pe niște lucruri care, până la urmă, ce-au făcut? L-au căsăpit pe el. I-au căsăpit obscurantismul. Dar ce? Omenirea era datoare să se întoarcă în secolele 12-13, să gustăm și noi obscurantismul ăla pe care îl citisem doar în literatură sau în manualele de istorie. La asta vroia. Mi se pare o imbecilitate de prost gust. Adică de ce să nu te modernizezi și tu? De ce să nu avansezi și tu? De ce să fie retrograde toate ideile pe care tu nu le înțelegi? Tu că ești prea mic. Da? De ce digitalizarea, de exemplu, să fie o mai mare impostură decât biserica? De ce? S-ar putea ca de aici înainte 20 de secole omenirea să colcăie în această digitalizare. Sigur că religia va fi uitată. Ea este doar un păcat al epocii noastre. Generațiile care încă nu s-au născut nu vor mai trăi cu ideile astea. Este evident că astea vor dispărea. Și vor fi așa un artificiu de calcul, cum sunt astăzi în Europa Occidentală, unde nu există sărbătoare pascală. Totul este o distracție la modul ăsta ludic, nimeni nu dă doi bani pe religie. Și ca să vă dau un exemplu excepțional, în Franța s-a intrat oficial în campania electorală, sunt 11 candidați, am urmărit și eu într-o seară în replay pe telefon discuția televizată dintre cei 11 candidați și la un moment dat unul dintre ei a dat un pic cu astea strămoșești, cu creștinitatea, cu... I-a tras-o unul dintre cei, lăsați-mă dracului cu religia. Da? Deci imediat cum s-a trecut în domeniul ăsta, atenție, imediat discuția a fost împiedicată. Da? Adică ei nu mai au răgazul, bineînțeles că lumea n-a protestat. N-au aplaudat, dar nici n-au protestat. Adică ăla încerca să ducă undeva într-un timp mort discuția. Da? Băgând-o în substratul ăsta de parcă deasupra lui ar fi Dumnezeu. Asta mi se pare mie o imbecilitate. Dar cine ești tu? Arhiepiscopul Cutare sau securistul, fostul securist Cutare să ai impresia că deasupra ta stă Dumnezeu și nu deasupra mea. Asta nu pot să pricep. Dar de ce? Cine ești tu? Până la proba contrarie, tu ai mai multe vin și bube decât am eu. În mod evident. Eu că am curajul să te critic, că am curajul să mă ridic deasupra epocii mele și să spun că asta e o manipulare ordinară și mizerabilă, de care omenirea se va lepăda, bineînțeles, la un moment dat, fără niciun fel de supliciu. Să fie clar. Dacă am trăit în această bataie de joc, în această batjocură, atâtea secole, înseamnă că trebuie să fim imbecili pentru toată istoria? Evident că nu. Da? Dar acestea sunt taburi și noi sigur că venim din partea guvernului PSD și a societății noastre politice, sigur că
Astea sunt lucruri de care nu discuți. Da? Ați văzut ei cum fac. În fața unui mister, hai mai bine, dacă tot sunt un amărât de PSD-ist, să nu mă bag. Da? Să fie un asentimentul proștilor care mă votează și care, cu siguranță, fiind la fel de mici ca și mine, n-au curajul să defrișeze realitatea. Hai să o lăsăm pentru generațiile viitoare. Păi oricum o vom lăsa pentru generațiile viitoare, dar măcar alea trebuie să știe că pot să o ia de la zero. Drumul nostru a fost bătăturit cu minciuna asta de când ne-am născut. Noi n-am avut de ales. E limpede, da? Cu toții trăiam în aceleași reguli. Du-te să cumperi lapte, du-te să stai la coadă la salam și după aia du-te la biserică. După aia vină acasă, fă curat în casă, că vin sărbătorile. Tu, de fapt, erai un impostor. Primul rând că erai un analfabet, în al doilea rând că n-aveai cultură, ceea ce înseamnă de fiecare dată impostură. Da? Cum să-ți slujești până la urmă locul, familia sau patria, dacă tu ești un analfabet, dacă tu ești un incult? Ce știi tu despre lume? Doar stai cu capul plecat ca să nu te taie. E cam puțin. Că asta era, până la urmă, biserica. Te duceai, auzeai niște baliverne acolo și te întorceai la fel de prost și de gol pe interior. Sigur că sunt după aia extremiștii. Sunt extremiștii, islamiștii religiei. Cei care au citit atâta literatură religioasă și atâta istoria filozofiei și a artei, încât au impresia că sunt ei Dumnezei. Îi întâlnim la tot pasul. Sunt ăștia care vin și fac politica asta a religiei iscusite la televizor. Gen Dan Puric. Deci zici că el e trimisul lui Dumnezeu. Nu-i deloc așa. Absolut deloc. Are și el păcatele lui, dar n-are curajul să vorbească despre ele. E și el ca și alții, că e un exemplu nefericit aici, nu mă interesează. E și el ca și alții unul care să minte toată ziua pe el însuși. Da? Și devine un altul din această minciună. El nu-și mai aparține. Trece prin fața oglinzii și nu se mai vede pe el. Da? Pentru că este această minciună permanentă, în care el se ascunde, îi se dedică lui Dumnezeu chipurile, mai bine îi te-ai dedica lui Azorel, mă, că mai aproape de tine, și ai fi mai puțin impostor. N-ai ce să te dedici. Până la urmă, tu cine ești? Da? Unul care a făcut atâtea mizerii pe lumea asta și care nu vrea să le recunoască. Da? Cu toții trăim în țara asta și nu ajutăm cu nimic. Ăsta e la final, da? Nu ajutăm cu absolut nimic. Nimeni nu ajută din punctul lui de vedere cu ceva concret. Restul este literatură, fraților. Haideți să trecem, într-adevăr, la literatură. De exemplu, la familia Adamescu. Un subiect dezvoltat în aceste zile foarte interesant. A apărut chiar într-o publicație germană de prim rang, în Der Spiegel, în săptămânal german, unde familia Adamescu își face lobby, practic, n-am mai văzut așa ceva. Pur și simplu, Der Spiegel vorbește la modul cel mai serios despre clanul Adamescu, jelindu-l cumva. La fel s-a întâmplat într-o vreme și cu Gabriel Bivolaru. Plecase din România și considera că acolo va fi întemnițat, va trăi ca nevul mediu dacă va fi prins. Da, drepturile omului sunt batjocorite în această țară. El nu spunea nicăieri în monologul lui că poate ar avea și el o vină. Poate încălcase și el niște reguli. La fel și cu Adameștii. Germanul care trăiește în Anglia, scrie Der Spiegel despre Alexander Adamescu, care are cetățenie româno-germană și trăiește la Londra, se teme că va trebui să moară în închisoare în cazul în care un tribunal din Londra va aproba extrădarea sa. Pare că această extrădare ar putea fi decisă de justiția britanică la sfârșitul lunii aprilie. Dacă britanicii decid că Alexander Adamescu poate fi trimis în România, acesta ar trebui să fie încarcerat, pentru că este un mandat internațional împotriva sa. El are însă și cetățenie germană și atunci Der Spiegel repare să stea la dispoziția lui, cum stătea TF1, la dispoziția lui Bernard Tapie în anii 80, dar Bernard Tapie totuși nu e de același nivel cu Dan Adamescu sau cu familia lui. Interesant. Deci Der Spiegel pare să scrie în favoarea lui Dan Adamescu, lucru care și sigur în favoarea lui Alexandru Adamescu, fiul lui. Autoritățile bucureștene, se zice acolo, îl cercetează pe bărbatul de 38 de ani, suspectându-l de dare de mită și vor să-l aducă în țară. Nu se intră niciodată în detaliile dosarului de corupție, ca și cum asta n-ar fi existat. Cazul Adamescu pare să fie de altă natură.
zic nemții, binele și răul nu apar aici clar precizate, așa cum o cere dezbaterea publică. Articolul este semnat de unul Jörg Diehl, așa se pronunță, Jörg Diehl, se scrie D-I-E-H-L, cu câți de H, dragă? E bine, fără H. Jörg Diehl le reproșează autorităților germane că nu se implică suficient în acest caz. De ce? Pentru că adameștii sunt cetățeni germani din anii 80. Guvernul federal, zice Der Spiegel, a manifestat o surprinzătoare inactivitate față de caz. Deși a existat un sprijin consular pentru Adamescu senior aflat la închisoare, totuși pe plan diplomatic cazul nu s-a bucurat de o atenție mai mare. Într-o scrisoare adresată avocaților lui Adamescu, Ministerul German de Externe a precizat că evoluția ulterioară cade în responsabilitatea autorităților britanice și române. Cu toate acestea, guvernul federal se angajează în lupta împotriva corupției din întreaga lume. Der Spiegel notează la sfârșitul articolului că la finalul lunii aprilie un tribunal londonez va lua o decizie cu privire la Alexander Adamescu. Acesta a afirmat că în cazul în care va trebui să se întoarcă în România nu va dura mult până când voi fi înlăturat, iar copiii mei nu vor mai avea tată. E un verb destul de blând ăsta, înlăturat. Cred că e vorba de mai mult. Dacă doar te înlătură, copiii rămân totuși cu un tată, așa cum e el. Cred că e mai mult decât... De exemplu, ar merge în loc de înlăturat mierlit. În fine, în luna ianuarie, familia Adamescu a orchestrat o întreagă campanie de discreditare a luptei anticorupție în presa londoneză. Nu știu dacă au făcut-o pe gratis, abar n-avem. Dar e bizar, totuși, modul în care ei sunt tratați acolo, fără ca acest Jörg Diehl să scormonească un pic. Adică el chiar prețul ăsta îl pune totuși pe... cererea de extrădare a autorităților române, e un cetățean român. Adameștii n-au renunțat la cetățenia română, deși ar fi trebuit să o facă în mod normal, dacă știau că rămân în lumea asta. Că evadau din lumea asta și nu mai aveau nicio legătură nici cu politicul, nici cu mediul ăsta de afaceri, atunci sigur că nu era o problemă, dar rămânând, colcăind în lumea asta, ei ar fi trebuit să renunțe la cetățenia română, că nu le folosea la nimic, în mod evident. Dacă ar fi avut o cetățenie germană, era un pic mai greu ca justiția britanică să-i trimită acasă. E clar că asta n-ar mai fi fost atât de simplu. Dar acum ei sunt la mâna justiției britanice, care n-ar trebui să le dea dreptate lor atâta timp cât statul român știe el mai bine. Sau autoritățile române știu ele mai bine ce au făcut adameștii dacă îi vor la pușcărie. Sau e cazul lui Alexandru Adamescu, care se spune că ar fi mituit judecătoare. După un articol în The Telegraph, a venit rândul The Guardian să publice un material de opinie pe această temă la începutul anului. Textul este semnat de David Clark, autorul unui așa zis raport care a circulat săptămâna trecută despre justiția din România și despre abuzurile din cazul Adamescu. Și suedezii, spuneam, au luat plasa asta cu bivolarul fără probleme. Separat, o altă publicație europeană a descoperit calitatea lui Adamescu de om de afaceri de origine evreiască și sugerează un subtext antisemit în întreaga sagă. Asta e bine, bine scoasă la iveală. Într-adevăr, dacă ești om de afaceri, e nasol. Dacă ești om de afaceri de origine evreiască, nu mai poți să spui nimic. Așa e. Și dacă ai fi fost om de afaceri de origine maghiară, sau om de afaceri de origine americană, dacă erai om de afaceri de origine eritreană sau sud-sudaneză, da? Puteai să te ștergi la fund cu respectiva titulatură. E bine, în condițiile astea nu. În lumea asta ipocrită, fără scrupule de care pomeneam și mai devreme, cu toții suntem niște farisei. Niște farisei uzați, adevărat, dar tot farisei. Sigur că dacă găsești o genă evreiască, e cu totul și cu totul alt om de afaceri. Așa se spune lumea de astăzi, da? Nu te mai poți lega de astea. Da, deși asta nu înseamnă că dacă ești evreu, ești neapărat un mare afacerist. Sigur că ești un excepțional afacerist ca punct de plecare. Dar nu înseamnă că ești cel mai bun. Dar nu înseamnă că n-a existat niciodată unul mai mare decât tine. Că dacă, de exemplu, ești om de afaceri bulgar, poți să spui, tu era un om de afaceri, dar mărunt. Mărunt, amărât. Da? Și mai și băga mâna la oală. Nu poți să spui asta dacă ești un om de afaceri evreu. Dacă ești un om de afaceri maghiar, poți să spui în Fiji.
maghiarul respectiv era un ticălos, dar nu pot să spun în România. Vedeți ce lume e? Așa ar fi normal să fie? Nu. Ar trebui să spunem despre oameni ce gândim, justiția ar trebui să-i trateze ca pe ceilalți oameni, presa ar trebui să vorbească despre ei, totuși încercând să adune și punctele pozitive și cele negative. Nu poți să scrii despre saga familiei Adamescu ca despre niște oameni puri, ca despre niște îngeri, că nu-i cazul. Nu este cazul, da? Este niște oameni care au probleme cu legea și au în continuare cei care au mai rămas în țara lor de origine. Deci nu poți să-i tratezi într-o publicație în asemenea mod. Da? Asta este presa care se practică în momentul de față. Deci nu mai poți să scapi, iată, de presa asta părtinitoare nicăieri în lume. Nu știu unde să te mai ascunzi de ea. Mie mi-ar fi rușine. Fac parte dintr-o familie dintr-asta. Să zicem că nu sunt eu cel care dădea banii lui Der Spiegel ca aia să scrie de bine de mine. Eu nu știm dacă au dat sau nu. Dar zic ca idee. E totuși bizar. Mie mi-ar fi rușine să citesc despre o familie. Eu știm că sunt într-o familie de jnapani. Dar nu în sensul rău al cuvântului. În sensul oamenilor de afacere care trăiau pe muchie de cuțit. Făceau și lucruri bune și nu există om de afaceri 100% clean. Dar e clar că el, la un moment dat, ca să fie om de afaceri, da? Gândește-te, trebuie să lupți împotriva tuturor imponderabilelor. Evident că la un moment dat încalci legea. Problema este să nu te prindă. Totul este o goană de a nu fi prins. Asta înseamnă business-ul. Da? Cum de aici să accepți tu niște chestii de-astea laude și numai pentru că noi suntem un popor într-adevăr de joasă speță, iată, și ca națiune, și ca justiție, și ca interes la nivelul european, ea ne desconsideră din stat. Deci, ăsta sigur că e un bou, da? Cum îl cheamă, deal ăsta. Adică n-ai voie să spui așa ceva. Da? Nu poți doar pentru că tu te-ai născut în Germania să te consideri superior unuia care trăiește în România, dar care nu ți este inferior cu nimic ție. Nici ca și scris, nici ca și documentare, nici ca și cultură. Și poate chiar idiotule, el știe mai multe decât tine, pentru că noi, de exemplu, avem atuul ăsta față de alții. Nu știm să profităm pentru că nu avem sufletul de calitate. Dar noi știm să vorbim mai bine în limbile străine decât el, că ăsta, în afară de germana lui, nu știe mare lucru. Știe și el o engleză, dar acolo nu ne depășește. Noi vorbim și alte limbi. El, de exemplu, nu știe românește. Da, noi buchisim limba germană. El habar n-are de limba română. Iar la limbile de circulație internațională niciodată nu ne va face un german. Da? Plus că dacă discutăm despre orice altceva decât despre bani, îl băgăm în buzunar. Fie că e jurnalist, fie că e băcan, fie că e cizmar. Da? Îl băgăm în buzunar. Sigur, noi ăștia care ne-am mai reprezentat pe noi cu cinste. Mie mi s-a întâmplat chestia asta de multe ori în străinătate. Și n-am avut nicio problemă să bag în buzunar un străin pe orice domeniu, practic. Sigur, cu excepție de rigoare, că dacă te întâlneai cu un chirurg, nu-l băgai în buzunar în chirurgie. Dar ăla nu e un subiect. Sau chimia organică. Vorbesc de cultură generală, de lucruri pe care ar trebui să le știi. Nu de detalii. Nu știam numărul de la casă sau numărul de la pantof sau câți amanți avusese bunică sau în războiul 2 mondial. Nu mă interesau asta. Dar în rest, în general, îi copleșeai. În propria limbă. Să nu mai discutăm și despre asta. Deci, modul ăsta de a trata omul de la distanță, crezându-te doar superior pentru că vii dintr-o țară, da, de alt nivel, este totuși intolerabil. Da? Noi știm cine suntem, dar nu putem fi tratați toți așa. De exemplu, autoritățile din România trebuie tratate cu respectul cuvenit autorităților din orice țară. Eu nu pot să spun acum că autoritățile din Surinam, țară pe care românul o consideră inferioară țării lui, da? Și fie și pentru faptul că n-a auzit niciodată de Surinam. Și dacă ar fi auzit, îi consideră pe ea niște canibali pe jumătate. Eu nu pot să consider autoritățile surinameze, da, de doi bani. Că n-am dreptul ăsta. Și acolo sunt oameni foarte inteligenți. Și acolo există intelectualitate. Da? Să nu se supere Gianina Terceanu pe noi. Dar există intelectuali și în Surinam, nu numai în Berceni. Da? Și ăia poate că au nivelul lor sau în Chile. Da? Sau în Paraguay. Nu există numai în România sau în Germania. Deci nu de la primul șut, gata, doar pentru că, uite, eu sunt sălău. E așa o impresia. Da? Deci, încă o dată, Der Spiegel aici este pe un drum greșit.
Bun. Acum sunt multe de spus, sigur, despre familia Adamescu, dar o să mai vorbim noi despre asta cu ocazia următoarelor întâmplări, pentru că nu ne mai ajunge timpul acum. PSD și ALDE, dragi prieteni, cer anchetă parlamentară pentru clarificarea aspectelor care țin de organizarea alegerilor din 2009. Nu ne-am grăbit cu subiectul ăsta, știți, dezvoltat zilele trecute, probabil abundent pe televiziune de știri. E vorba chiar de rezultatul scrutinului prezidențial, cum se spune în tagma lor. Adică Traian Băsescu este luat la puricat. Ei, chiar și mari învinși a epocii Băsescu au prins curaj. Ăia care au spus că totul a fost o făcătură politică, vezi Bombonel, care a reînviat. A reînviat, o să spună, ai văzut, o să-i spună soția. Vezi, dragă Adelule, vezi în săptămâna mare, înseamnă că tu n-ai fost așa cum spunea lumea despre tine. Uite că iarăși ești în actualitate. Cereți drepturile, dragă, că Băsescu era un golan și tu un intelectual. Da? Du-te peste ei, că eu niciodată n-am crezut că ai fost vinovat sau corupt sau hoț sau pungaș. Așa credea lumea asta. Tu știi că noi am fost întotdeauna alături de tine. Și toți ăștia învinși epocii Băsescu prin curaj astăzi. Prin curaj. Traian era așadar un impostor care a falsificat alegerile, da? Chiar dacă el are o replică astăzi într-adevăr neiertătoare, și anume că, hai să nu greșesc, le umpleam botul de sânge pe loc partizanilor lui dacă aceștia ar fi furat în contul lui. Da? E vorba de cina cea de taină de la acasă de la generalul Oprea, care au participat atunci decizătorii politici din România, îi știți? Maior, Chioveș și Coldea, Oprea însuși, bineînțeles, care servea din când în când pateuri cu carne de cioc și așa mai departe. Deci au fost, da, oameni importanți acolo, care chipurile l-ar fi pus prâznelul, pe prâznelul ăsta de Nea Traian, deasupra lui Mircea Joana. E bine, sigur că rezultatele definitive nu le vom avea în acest secol. Că mai întâi trebuie să rezolvăm cu Revoluția, după aia cu Mineriadele, da, apoi cu guvernul Năstase, da, apoi cu guvernul Ponta și, sigur, până la urmă vom rezolva și cu guvernele Băsescu. Traian Băsescu nu era vreun sfânt. Cert este că mandatele lui s-au desfășurat așa cum s-au desfășurat. E greu să mai fie anulate la scara istoriei, că numai lui Lance Armstrong au fost anulate toate titlurile, au fost anulate toate imaginile în care apărea el, chiar și șoselele pe care alerga au fost puse, s-a turnat pământ înapoi peste ele și acum ai pământ de flori. Da, totuși, să ajungem până acolo e drum lung, mai ales la români. Numai că de data asta vor ciripi mulți. Va ieși o ciripeală, Tăricianu, Năstase, Ponta, dar toți cei care, Dragnea la un moment dat, deocamdată nu ciripește Dragnea pentru că are altele pe cap și sunt mai urgente, dar va ciripi. Toți mari învinși, nu mai vorbesc de Antene, de toți ăștia, de Voiculești, vor prinde încet, încet glas și vor spune, da, dacă într-adevăr n-am fost învinși. Sunt precum floricelele alea care odată cu venirea primăverii, ați văzut, din ghemotoacele alea nesemnificative și mizerabile, încolțesc așa încet, după aia ies și scot capul. Asta ne trebuia nouă acum. Păi nu scăpasem odată de ei, nu îi îngropasem odată pentru totdeauna. De data asta... Hai totuși să-mi pregătesc, pentru că s-ar putea ca la un moment dat să trească să ieșim. Ei bine, renasc florile astea putrede și dispărute, multe dintre ele, ieșite din actualitate, învinse definitiv. Era pus și capacul peste ei, mai aveai ce să faci, marmură, epitaful, toate astea. Mă, să întorc ăștia în actualitate. Dă-l încolo pe Nea Traian, sigur că nu mai e important, că nu-i mai ia nimeni de la gură cei 10 ani, și nici amintirile. Da? Oile mai ia nimeni. Ei, mă, nu știe exact ce s-a întâmplat în birou ăla când se închidea ușa. Povești. Dar uite că o să iasă ăștia și o să spună cu făcătura lor politică și totul va deveni un terci. Absolut tot ce se mai pusese cât de cât deoparte așa, mai ajunsese și noi la niște concluzii totuși în 27 de ani. Toate vor fi călcate în picioare de acum și ne vom restarta. Bă, restartul ăsta permanent, la urmă, nu mai ajută la nimic. Frecție la un picior de lemn. Publicitate și ne întoarcem. Presa de mâine, dragi prieteni, în câteva instantanee, de exemplu, Bursa ne-a trimis toate cele 3 exemplare ale existenței sale, iată-le, facem dovada lor, bravo lor, într-adevăr,
Așa au ajuns pe prima pagină, n-aveam cum să îi evităm. Observatorul cultural își prezintă vedetele, premiații. Iată-i, oameni care de multe ori când n-au, n-au unde să premieze, atunci se premiază între ei. Îi vedeți aici, laureații premiilor Observator Cultural pe 2017. Foarte bine, evident că nu scăpăm de întrebarea cât costă masa de Paște la români. Dar aflăm din Libertatea că sărbătorile vor fi otrăvite. Masa de Paște este un festin de euri. Iată și tot felul de vedetuțe dintre astea care ne explică ce vor mânca ele să arate și mai bine. De exemplu, Andreea Raicu, morcov și pâine în loc de miel. Atunci cred că mai mult morcov decât pâine, pentru că altfel degeaba renunți la miel. În evenimentul zilei o poză de pe vremea când Adrian Năstase purta bentiță. Ce bine îi stătea. Seamănă cu Chris Evert, Lloyd. În imaginea asta, iată-l, probabil că asta vrea să spună și ziarul. Dar n-are curaj să ducă totuși explicația mai departe, că de asta purta bentiță, că era în circuitul feminin. Noi suntem statul, cum l-a anihilat binomul SRI Parchet pe Cătălin Voicu. Voicu sunt, Voicu, Voicu. Ăsta era, așa. Și din România Liberă, că mi-a spus Sabin Orcan să-l întreb numai chestiuni quality, dacă am să-l întreb vreodată ceva, e bine, quality, tăticu. Quality, îmblânzirea lui Isărescu. Ah, Adamescu, să știți că nu. Nu. Și nici Ghiță. Ghiță, uite să-i urăm noi de acum să nu uităm, să aibă niște sărbători cum n-a avut niciodată. Cum n-a avut niciodată neam de neamul lui. Da, că va fi uitat de presă zilele astea, dar să nu-i stea o în gât acolo pe unde o fi, o ușoare să găsesc peste tot. E târziu, ne întoarcem cu Dan Bra. Dar ne-am întors în direct și după cum știi, astăzi am avut o seară dedicată poeziei. Am în vedere că de aici înainte din timpul tău trece, m-am gândit să-ți citesc un poem. Dacă e scris de tine, cu mare drag. Este scris de coreanul Ko Un, considerat cel mai mare poet contemporan. Conștientizare. Uitasem, într-un vis pe care l-am avut când ziua se îngâna cu noaptea, am fost împreună cu un poem. De îndată ce m-am trezit, a plecat dincolo, în îndepărtare. N-am speranță că se va întoarce. Pleacă, fiind puritatea, pulberea acestei lumi. Toate poemele mele sunt venele și sângele celorlalți. Nu te mai întoarce. Adică un fel de du-te, Dane, du-te. Iată, pe final de emisiune, arma ca să fiu și mai poet, même le foot reste de marbre, atunci când citești astfel de poeme, da? Adică ne lasă reci chiar și Liga Campionilor. Oare ce ar fi scris mari poeți despre Liga Campionilor dacă i-ai deranja la vreme?